Mulțumesc, stimați colegi, care totuși era scopul acestor audieri, să înțelegem ce face instituția care se numește Banca Națională a Moldovei, care trebuie să asigure o stabilitate financiară și să vină cu instrumente necesare în scopul ameliorării crizii în care ne aflăm. Evident că nu ne-am așteptat la altă prestație, evident că discuții și jonglare semi științifică, ca și cum noi nu înțelegem că unica ce face astăzi Banca Națională este sterilizarea masei bănești, este majorarea în aproape patru ori a ratei de creditare, ceea ce ucide, ceea ce se mai mișcă în Republica Moldova, începând cu persoanele fizice și evident agricultorii la începutul sezonului agricol, evident că producătorii, ce face Banca Națională apără interesele băncilor comerciale ca să înțelegeți, economia se duce jos, Urmarea majorării dobânzii la credite, agenții economici vor pierde 2 miliarde de lei, este mările experților, societății civile, dar băncile comerciale, dragi colegi deputați, vor câștiga cel puțin mai mult decât ceea ce era planificat sau ceea ce era să obțină ca și profit, vor obține cel puțin jumate de miliarde de lei în plus Датурит ла че, ла жокур коммерчали, энтри бэнчели коммерчале банка ноастра национала. Адика, уничий, кари вор кыштига на частой ситуации ди кризы, сын бэнчели коммерчале. Чел путин 2 миллиарда репет, медиу чел путин, е еу я таду неастры ла сигур, ка фачиц анализа, са учтиц анализили экспертслор, еу спичал, ам чели май модести, чифре, ну, инчерк са adică câștigă băncile, pierd agenții economici și producătorii din Republica Moldova. Corect a spus colegul Burduja, ține costul mărfurilor produse în Moldova este mult mai mare. Noi pierdem de, din competitivitate. În restimați colegi, tradițional stimulăm și ajutăm importatorii. Agricultorii la începutul sezonului, evident că nu pot contracta banii Că ele sunt foarte scumpe, adică sterilizarea masei bănești și majorarea costului banilor. Ca să înțelegeți că nu există problema mare pe piața financiară, luna februarie, în comparație cu luna februarie anului precedent, cererea la credit este cu 1 miliard și aproape 600 de milioane mai mare decât în anul precedent sau 52-53% mai mult. Adică oamenii, mediul de afaceri, agricultorii solicită credite, mai multe decât în etapa precedentă. Oare acest lucru este problemă? Da, sunt și persoanele fizice cei care vor să achite cei ce au de achitat curente. Dar sunt și agricultori, este și mediul de afaceri, care vin la bani și roagă, dați-ne credit că noi să putem munci, să putem produce ceva în Moldova. Și văd ei Dobândă de 15%, majorată aproape patru ori. Datorită cui? Băncii naționale care face politici monetare și luptă cu război din Ucraina. Ce are război cu Ucraina cu activitatea băncii naționale? Ca să înțelegeți, eu vă aduc cifre. Ca să înțelegeți, Republica Moldova este astăzi campion pe continent la capitolul inflației. Iată ce, cât de profesionist muncesc și el de la conducerea BNM. Ca să înțelegeți la noi, din rezervele valutare, proporțional, s-a dus cea mai mare sumă de bani din rezervele valutare pentru a asigura politici monetare. Și dânșii lupte cu inflația nemonetară, cu metode monetare. Pentru profesioniști, eu nu pretind că sunt profesioniști, pur și simplu citesc anumite analize. Pentru profesioniști, discuții de asta din Parlament de azi este, mă scuzați, la limita cursul 2-3, biletristică, vorbă unui fost șef de la CNA. Adică nicio măsură din partea băncii naționale care ar stimula economia, producerea, cecer, ar genera și stabilitate financiară, și impozite noi, și întărirea leului. Nici o măsură de stimulare din contra. И нас преря, кондиции драконичи, ши деструджири, лачечи, а мы ромасын република Молдова, ка медиу де Я Таша банка националы, а вем. Ча май врутся зик, ярыш, ла дискуссия, кыри ноя парламент. С вявутной жустици ш прокуратуры май мулца ай бэнчи национали, ш актуаль, и раз финал ты партия. Așa că știți, atunci când cineva se prezintă, pot doar să aduc două argumente. Există o bancă comercială unde erau diferite ilegalități și este materialul penal care nu este prezentat la instanță. Și doi, este o semnătură interesantă la o ultima garanție de stat care a oferit-o guvernul în regim secret pentru a acoperi acea gaură care s-a produs urmarea furtului. De aceea nu vorbim astăzi de justiție, de procuratură, că nu o avem în condiții în care oamenii încă sunt mari experți. Dar vorbim că Banca Națională în perioada de criză nu este o instituție proactivă și nu soluționează nicio problemă a Republicii Moldova, a cetățenilor, și vorbim că nu avem instituții funcționale în Republica Moldova, cei care pot face față crizei, și pot face față crizei pentru oamenii, pentru agenții economici, pentru agricultori și nu pentru organisme internaționale și nu pentru importatori și nu pentru acei care fac jocuri pe piață valutară și nu pentru bănci comerciale. O să vedeți, colegi, o să vedeți cifrele la sfârșit de an. Numai băncile comerciale vor fi, vor obține dividende și vor ieși în plus. Mediul de afaceri va fixa și va demonstra doar pierderile. De aceea asta și era scopul acestei discuții și acestor pretinții audieri. Că ceea ce ne s-a prezentat aici este lipsă totală față de acest Parlament. Și față de deputați, știți cum, este adresată o întrebare și la această întrebare se răspunde așa, știți? Parcă nu este un reprezentant al poporului și nu este un deputat. Nu vorbim despre prestații, nu vorbim de aroganță, dar vorbim că dorim de la Banca Națională acțiuni concrete și dorim să înțelegem ce s-a întreprins în interesul național și nu în interesul băncilor comerciale. Și dacă am fi avut justiție, poate și s-ar stabili o relație între cineva de la Banca Națională. În continuare, vă rog. Да, конфия, вот же все шанкеты платежи, там стабили, у лигатуры директа, на дела банка национала, еще один сектор банкар, Динберч привати. Комбоец и фак требуют бени мерси пи курсу валутар. Дар, снимать колледж, ам пропуст сочестя удерен, целеджим к шесимцим, к носа кристаллизат карева упини, ам анрегистрат, ну и ауторий

Însă propunem ca comisiei să examineze acest proiect de hotărâre profesionist, să mai vadă încă o dată cu ce argumente a venit Banca Națională, cum ea luptă cu curaj cu inflația nemonetară, cu metode monetare, cum cresc veniturile băncilor comerciale. Și așa mai departe. Și poate Comisia de Specialitate va veni cu careva soluții și propuneri. Însă în acel proiect de hotărâri care l-am înregistrat, înregistrat astăzi și îl propunem examinării și comisiei și întregului Parlament, noi propunem de a constata o diminuare alarmantă a activelor oficiale de rezervă ale statului în valoare de peste 650 de milioane de dolari. Și această diminuare enunțată nu a fost justificată de către guvernatorul Băncii Naționale, fapt care trezește bănuieli rezonabile О супродиистионеридефектуация, о сарченидяссигурария, о стабилитэции, о виабилитэции секторалы банкарк при кумше неиндиплинериде объективалы фундаментал дяссигурария, ши минценериде о стабилитэции предцверилор. Ши урмаря дисбатерил урмаря аудиенций, аудиерий, но минализенчели экспузи парламенту опредчяза дактивитате кондучери бенеме дрепт финдона и неэффициенты ши аккорды водиниен кредери. А эти я пропон să luăm o pauză și Comisia de Specialitate să ia decizii responsabile în cadrul legal și să vină cu o apreciere profesionistă a acestei conduceri și a situației din Republica Moldova, cât financiare, așa și economice. Și așteptăm fie asta această săptămână, la următoare ședință, așteptăm anumite concluzii.